astăzi sunt sărac. Ideea este că pur și simplu nu mai am niciun ban și înainte să începem, oameni buni, dați un like sau un subscribe sau un clopoțel dacă vreți. Adică cred că m-ar ajuta destul de mult și dacă cumva vă întrebați cum am ajuns în situația asta, ei bine, pe scurt, am pierdut un pariu cu Andrei 2010 și a trebuit să îi cumpăr tot ce vrea și pur și simplu m-a băgat în faliment. Dar dacă vreți să aflați cum s-a întâmplat asta mai exact, ei bine, totul a început așa. Bă, Andrei, ce frumos e să stăm amândoi ca prietenii să ne uităm la televizor, nu-i așa? Hai la cumpărături, la magazin. Oh, bă, da, stai, bă, ne uităm la televizor. Lasă-mă, bă, cu televizorul, hai la magazin. Dar de ce vrem la magazin? Ce trebuie să luăm? Adică avem de toate. Hai la magazin și vedem acolo, doar hai! Mă, dar de ce vrea Andrei atât de rău să mergem la magazin? Ok, bine, hai să mergem. Bă, frate, ce chestie, ok. Ha, mai repede, doamne. Ha, gata, bă, Andrei, am ajuns la magazin. Hai, zi, ce vrei să cumpărăm? Vreau din astea, ok, bine. Și de-astea, ce, mă, toate culorile? Bă, stai, bă, că nici nu le-am luat pe alea, bă. Și de-astea, bă, stai, bă. Ăștia sunt de vânzare, îi vreau în curte. What? Și ăștia, cu litere, păi angenii. Bă, dar stai, mă, toate le vreau. Stai, bă, trec, că nici nu am apucat să... Bă! Vreau astea. What? Dovleci? Și dovleci pentru curte. Ai auzit bine. Bă, Andrei, dar stai o secundă. Bă, oprește-te, mă, bă. Uite, da, bă. Oprește-te. E un ursuleț. Unde, mă, ăsta? Bă, Andrei, bă, oprește-te puțin. În primul și în primul rând, de unde ai tu bani să cumpere atâtea chestii? Pe lângă faptul că sunt inutile, de unde ai bani de atâtea chestii? Cardul tău. A, stai, cum adică? Nu eu am banii, tu i-ai. Adică ce vrei să spui, mă? Exact ce ai auzit. Bă, Andrei, am cumva față de, nu știu, fraier? Dăm două secunde să analizez. Bă, Andrei, bă, ia, nu m-am mai analizat tu, mă. Bă, da, mă, băi, nu cumpăra nimic din banii mei pentru că eu nu vreau să cumpărăm astea. Ia uite, mă, frate, bă. Și uite, mă, omul vrea să cumpere din banii mei. Păi, da, stai, bă, ce vrei, mă? Păi, eu sunt prietenul tot cel mai bun. Adică ar trebui să-mi cumpere tot ce vreau. Bă, lasă-mă! Deci doar pentru că tu ești prietenul tău meu cel mai bun ar trebui să-ți cumpăr absolut ce vrei tu. Deci dacă tu acum vrei o mașină de 100.000 de euro, eu trebuie să-ți o cumpăr. Da! Dar nu vreau mașină decât dacă e în mall. Bă, Andrei a luat-o razna. Da, mă, savantul efectiv, nu știu ce să mă mai fac cu Andrei. Deci Andrei vrea să-i cumpere absolut orice vrea, pur și simplu doar pentru că sunteți prieteni? Da, mă, savantule, au și tu logică. Păi, dar ce nu înțelegeți, bă? E foarte simplu. Ia zi, mă, Andrei, de ce e foarte simplu? Chiar sunt curios. Ia, să audă și savantul. Tu ești prietenul meu și tu ai bani și m-am comportat frumos. Deci asta înseamnă că trebuie să-mi cumperi tot ce vreau. Na, tot. Na, savantule, auzi aici teorie. Doamne, Andrei mă surprinde pe zi ce trece. Ce crezi? Și pe mine! Silent, mai stă mult sau merge la cumpărături? Sau ce faci? Da, savantule, nu mă lăsa așa, ajută-mă! Ok, dă-te la o parte. Ok, vorbește tu cu el. Așa, așa, vorbește cu el. Andrei, înțelege că Silent nu poate să-ți cumpere chiar tot ce-ți dorești. Nu are chiar atât de mulți bani plus. De ce ți-ar cumpăra ție tot ce vrei? Ce ești tu, regele? Așa, savantule, spune-i. Da? Mă, ce? Eu sunt regele. Na, poftim, deci... Poftim, savantule, merit să-mi fie cumpărat tot. Silent, du-mă la mall. Ok, Andrei, du-te la mașină și așteaptă-mă cât timp mai vorbesc eu cu savantul. Bă, savantule, fă ceva, ajută-mă. Da, copilul ăsta e incredibil. Ok, am o idee. Oh, pe bune? Spune. Wow, savantule, de ce ai adus portalul ăsta aici și ce se întâmplă? Andrei în garaj, mă așteaptă. Doar deschide ușa de la garaj, vreau să-i propun ceva. Ok, hai să vedem. Bă, Andrei, ce? Ce? Andrei, două secunde. Ce faci, mă, Andrei? Nu mergem nicăieri, să știi. Ce? De ce, bă? Nu mergem momentan. Oh, că o să mergem dacă e, dar fii atent. Vino puțin cu mine, pentru că savantul vrea să-ți spună ceva. Ia, vino încoa. Așa, savantule, uite, l-am adus, gata. Spune-i ce vrei să-i spui. Andrei, dacă tot te consideri atât de important și ai impresia că meriți ca Island să-ți cumpere tot ce vrei, ce spui de o provocare? Pe care dacă o câștigi, Island o să fie nevoit să-ți cumpere absolut orice vrei tu. Ha! Ce, mă? Ba, savantule, stai o secundă, ce, mă? Da, ce bine sună! Bă, savantule, stai o secundă, ce provocare, mă? Bă, alo, eu nu mă bagă nicio provocare, eu nu-i cumpăr tot ce vrea. Silent, stai liniștit, o să vă dau o provocare grea pe care sunt la asta, Andrei, nu poate să o facă. Deci ești câștigător cu siguranță, nu-ți face griji. Hai, bă, Silent! O să fie amuzant și mișto și o să cumpăr tot ce vreau, haide! Bă, savantule, dar dacă...
mă bate Andrei în provocarea asta. Ce fac? Îi cumpăr tot ce vrea? Stai liniștit, nu te bate. Bine, mă, Andrei, ok, ok, sound-ule, mă bag. Hai să intrăm odată în portalul ăsta. Andrei, ești gata? Fii atent. 3, 2, 1. Wow! Oh, savant? Ce? Ce se întâmplă aici? Nu, nu-mi spune că e ceea ce cred eu că e. Este cumva... Exact! Parkour! Dacă Andrei reușește să ajungă primul la finish, trebuie să-i cumperi tot ce vrea. Sunteți gata? Yes! Bă, 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 bă! Hai! Bă, bă, Andrei, e timpul? Stai! Stai, stai să faci numărătoarea inversă. Ok, 3, 2, 1, start! Ok, bun, oameni buni, oficial a început acest parkour și... What? Mamă, ce se duce, Andrei? Ok, stai așa, că trebuie să mă duc și eu. Haide, 2, vrum! Bă, nu cred că a trebuit în față. Bă, 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 stai, bă, așteaptă! Așa, bun, perfect. Bine, mamă, ce bine că nu știi, Andrei. Aole, ce nu-mi e, uitați-vă la el, alea. Ia, că sunt. Ia, ia, fii atent, deci mortă cu Andrei. Deci uitați-vă la el, săracul nu înțelege nimic din viața asta. Ia, fii atent. Nu! Bun, perfect, oameni buni, și acum am dus. Este, mă! Nu-i corect, bă! Bă, îmi pare rău, Andrei, nu știu cum s-a arunț, dar eu pur și simplu m-am dus, frate. Adică nu e vina mea că n-ai știut să o faci acolo, gen, la urma urmei. Ok, hai să facem așa, boing. Perfect! Bă, Andrei, eu m-am dus tare. Ia, hai să mai așteptăm. Să mai așteptăm? Nu, îl mai așteptăm, mă. Aolo! Ce am, Andrei, ești departe rău, mă? Sunt în spatele tău? Ce? Ua! Bă, 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 nu, 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 eu nu pot să permit asta. Andrei, stai! Andrei, nu! Bă, 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 la ajungere! Stai, nu! Nu, nu se poate, așa ceva am căzut. Nu, nu! We have a winner. Nu se poate așa ceva. Da, da, lejer, easy, easy. Bă, nu pot să cred că Andrei a câștigat. Wow! Nu, nu se poate, savantule. Gata, Andrei a câștigat, deci trebuie să-i cumperi tot ce vrea. Ce, mă? A... No, no, yeah, știam eu, oh, cât de ușor a fost, bosavantule, nu, nu se poate, nu, ah, presupun, oameni buni, că asta e, m-am ținut de promisiunea, deci acum, efectiv, chiar trebuie să-i cumpăr tot ce vrea. Andrei, unde vrei să mergem prima dată? La pizzerie, mi-e foame, normal, și du-mă cu mașina. Ce, păi, dar pizzeria e la 2 pași, du-mă cu mașina. Ok. Bun, hai să luăm mașina din garaj să mergem să-l ducem pe Andrei la pizzerie. Doamne, frate, bă, nu se poate așa ceva. Gata, bă, Andrei, am ajuns, hai, urcă. Uite, am venit cu mașina, hai să mergem. Te duc cu mașina. Știi ceva? Ce, mă? Nu? Ce, mă, cum adică nu? Păi, de ce? Păi, bă, ia uită-te mai bine la această mașină. Da, e o mașină normală, care-i faza cu ea? Nu! Trebuia să fie mașina de pizza. Mergem să mâncăm pizza, nu e logic? Andrei, tu vrei să cumpăr o mașină de pizza? Hai, adu mașina de pizza, da! Doamne, mamă, mamă, mamă! Ok, bine. Aolo, uite-te și tu cum am ajuns să cumpăr o mașină de pizza. Gata, bă, Andrei, ești mulțumit? Hai, urcă! Așa, da! Doamne, uite-te și tu, doamne, ce am ajuns să fac. Hai, păi am ajuns, gata, că ți-am zis că era 2 pași pizzeria. Nu puteai și tu să mergi pe jos. No, doamne! Doamne, te rog să nu-și cumpere multe chestii, dar n-are ce să-și cumpere de la pizza, de la pizzeria atât de mult. Salut, Lucas! Aolo. Hai, Andrei, spune-mi o dată ce vrei. Deci, vreau 50 de pizza Andrei 2010. Cât, mă? Și 50 de pizza cu brânză. Deci 100 de pizza. Oh, oh, oh. Mama mia, ce comandă! Îți mulțumesc, Andrei! Bă, Andrei, tu ai nebunit 100, mă? Da, taci și plătește. Hai, bă, Andrei, uite-te și tu câtă pizza ai luat, bă. Dar chiar era necesar, frate, nici nu poți să mănânci atât, ai nebunit. Ce, mă? Bă, pot. Tu nu iei nimic. A, bine, deci nu pot să iau și eu nici măcar o felie, nu? Adică nu, nu pot să mănânc și eu. Pot să iau și o felie, Andrei, te rog? O felie îți dau numai una, aia de pe jos. Bă, du-te, bă, de aici, că... Bă, Andrei, știi ceva? Are niște furnici. Ei, bă, frate, știi ceva? Nu mai vreau nicio felie de pizza. Te las aici cu... Mai bine. Doamne, ferește, bă, frate, omul a nebunit. Da, sincer, cred că m-am băgat în provocarea aia. Bă, Andrei, totuși, pot să zic ceva? Andrei? Bă, Silent, cred că am mâncat un pic cam prea mult. Da, cred că ar trebui să te oprești. Acum! Bă, Silent, știi ce-mi doresc eu foarte mult să-mi cumperi? Ce? O bicicletă.
Ok. Gata, bă, Andrei, am venit cu bicicleta. Uite, ți-a luat bicicleta. Și aș mai vrea și o motocicletă. Ce, mă? Gata, mă, Andrei, uite, ți-a luat și motocicleta. Ia uite-o, ia uite ce frumoasă e. Haolo, deja nu mai am bani aproape, Andrei. Și aș vrea și o mașină, evident. Ce, mă? Gata, bă, Andrei, uite, ți-a luat și mașină sport șmecheră. Ia uite ce mișto e. Hai, că n-ai ce să zici. Mamă, ce frumoasă e. Mamă, da, ia uite, mă, Andrei, ia uite, sport frumos. Altceva, tată, a? Știi ce ar mai merge? Un kart. Ce, mă? Da, exact, de la Dorel. Silent, un kart te costă $1000. Bă, Dorele, te rog eu frumos, n-ai idee cât am cheltuit deja în episodul ăsta. Efectiv, Andrei, vrea să-i cumpăr orice. Poți să-l aștept, rog frumos, la 10 lei? Nu. Ce, mă? Doamne, frate, efectiv mi-am dat ultimii bani, oameni buni, pe cartul ăsta să-l cumpăr lui Andrei 2010 și nu știu câte o să-și mai dorească. Sper că nu foarte multe, totuși. Andrei, ți-am adus cartul! Ce se întâmplă aici? Frumos card. Bă, Andrei, dar ce e asta? What? Ai mai cumpărat un televizor și o canapea? Păi de pe cardul tău, am zis să mai cumpăr, da. Și apropo, vezi că nu mai ai bani. Bă, fraților, uitați-vă câte i-am cumpărat lui Andrei până acum. Motor, bicicletă, mașină, cart. Și a cumpărat televizor și canapea. Și nu mai am niciun ban. Apropo, vezi că în 5 minute vreau să mergem la mall. Să începem cumpărăturile alea bune și reale. Bă, frate, de unde fac eu rost de bani? Bă, apropo, vezi că e cineva la ușă, răspunde și tu. A, ok, bine. Oare cine poate să mai fie la ușă? Sper că n-a comandat ceva. Ok, bună zi... Banchier? Bună ziua, vin din partea băncii unde aveți deschis un cont. Vreau să vă anunț că solul dumneavoastră este de minus 200 de mii de dolari. Practic aveți să ne dați bani și suntem nevoiți să vă luăm casa. Ce? Ce? Andrei! Două secunde. Andrei, treci cu a momentul ăsta! Da, bă, zi ce vrei. Deci domnul ăsta de la bancă tocmai ce mi-a spus că am minus 200 de mii de dolari în cont, adică am banii pe minus și trebuie să ne dăm casa, practic. A, da, păi am cumpărat niște chestii de pe cardul tău și te descurci. Hai, pa. Ce? Oameni buni, cred că oficial sunt sărac.